Bună ziua, dragi prieteni ai muzeului! Continuăm prezentarea pieselor din expozițiile și colecțiile muzeului nostru. De această dată, dorim să vă reținem atenția asupra unei specii de fluture cu un nume devenit notoriu și anume Molia Cap de Mort, Acheronția Tropos. Molia Cap de Mort face parte din familia Sfingide și este una dintre cele mai mari specii aparținând acestui grup din Europa. Corpul morii este masiv, cu aspect aerodinamic, și are o anvergură a aripilor de până la 12 cm. Acheronția Tropos are o activitate nocturnă și se întâlnește în culturi agricole, livezi, parcuri și în marginile pădurilor de foioase. Omida acestei molii este frumos colorată și la maturitate ajunge până la 13 cm lungime. Omida se hrănește cu diferite specii de plante, preferându-le pe cele din familia Solanaceae, familie din care fac parte cartoful și tomatele. Molia are o reputație aparte datorită coloritului și comportamentului său deosebit. Pe torace, aceasta prezintă un desen pe care oamenii l-au asociat cu un craniu de om, de unde vine și denumirea populară a speciei. Desenul se continuă pe abdomen cu dungi galbene și maronii care aduc aminte de coastele unui schelet uman. Aripile anterioare sunt brune și în repaus acoperă aripile posterioare și abdomenul care sunt viu colorate. În felul acesta, fluturile se confundă cu scoarța arborilor pe care se odihnește, scăpând de prădători. Dacă se simte amenințată, molia expune coloritul ca de viespele abdomenului și aripele posterioare. Concomitent, aceasta emite un sunet asemănător unui chițăit de șoarece, reușind în unele cazuri să îndepărteze urmăritorii. Spre deosebire de celelalte specii de moli, capul de mort iubește mierea și se furișează în stupii albinelor pentru a obține. Odată intrată în stup, molia produce vibrații asemănătoare celor emise de matca coloniei, care, transmise de-a lungul fagurilor, diminuează reacția agresivă a albinelor. Mai mult, molia emite un miros asemănător cu cel al coloniei, reușind să rămână invizibilă chimic pentru harnicile lucrătoare. Tegumentul gros al moliei este de asemenea un scut de nădejde în fața furiei albinelor luate prin surprindere. Scăpat de pericol, capul de mort înțeapă fagurile cu trompa scurtă și ascuțită, înfruptându-se nestingherit cu miere. Totuși, tacticile înșelătoare nu-i garantează întotdeauna supraviețuirea. Uneori albinele nu se lasă păcălite de intrus și lucid, îmbrăcându-l în ceară sau propolis. Capul de mort este cunoscut drept un fluture migrator. Acesta preferă climatul cald și uscat din Africa și zona mediteraneană, dar reușește să ajungă și în Europa centrală și de nord. De-a lungul timpului, poveștile țesute în jurul molii i-au creat pe nedrept o faimă sinistră. Se credea că prezența acesteia în casă sau în apropierea unor așezări ar fi un semn de rău augur, prevestind război, molime, foamete sau moartea cuiva. În Africa, există credința că molia ar purta un ac prin care se scurge un venin letal. Bineînțeles, aceste credințe sunt lipsite de vreun temei real. Nici oamenii de știință nu au scăpat de atracția provocată de aspectul aparte al molii atunci când i-au atribuit denumirea științifică. Numele de Acheronția derivă de la Acheron, unul dintre fluviile infernului în mitologia greacă. În vechea Eladă, se credea că acest fluviu era străbătut de Charon, luntrașul lumii de apoi, care conducea sufletele morților pe tărâmul supământean. Numele speciei Atropos provine de la una dintre cele trei zeițe ale sorții, numite Ursitoare sau Moire, fiice ale lui Zeus. Puterea divină a zeiței Atropos consta în scurtarea firului vieții omului și tot ea hotăra cum va trece omul în neființă. Molia este menționată și în câteva producții literare. Aceasta apare în scrierile poetului englez John Keats, dar și în celebrul roman Dracula al irlandezului Bram Stoker. De asemenea, molia apare pe posterul de lansare a peliculei Tăcerea Mieilor, avându-i ca protagoniști pe Sir Anthony Hopkins și Jodie Foster. Identitatea moliei de pe afișul filmului a stârnit câteva controverse între specialiștii entomologi care, animați de pasiune și rigurozitate științifică, au dezbătut îndelung dacă specia surprinsă în poster este cu adevărat Acheronția Tropos sau specia apropiată Acheronția Styx, întâlnită doar în Asia. Patrimoniul muzeului nostru include câteva exemplare de molie cap de mort provenite din colecțiile unor renumiți entomologi români precum profesor dr. Alexei Alexinski și profesor universitar dr. Victor Nardolski, dar și din colectările efectuate de specialiștii instituției în regiunea Moldovei.
Cel mai vechi exemplar din colecție a fost capturat acum mai bine de 80 de ani în zona orașului Tecuci, județul Galați. Cu speranța că v-am făcut curioși, vă invităm să ne vizitați și să descoperiți alături de noi și alte piese interesante din expozițiile Complexului Muzeal de Științe Naturii Ion Borcea Bacău. Vă așteptăm cu drag!